Incidentul s-a petrecut în jurul orei 13 pe centura Jiului. Neatenția șoferului ce conducea un Opel Vectra a făcut ca trei mașini să fie serios avariate. Cel mai șifonat a ieșit însă conducătorul unui Audi A8, limuzină ce costă aproape 100.000 de euro. Mașina lui s-a oprit în șanțul de beton de pe marginea drumului, suferind numeroase avarii. Proprietarul unei Dacia Break și-a văzut și el mașina lovită din cauza ricoșeului. Ce să se întâmplă? O neacordare de prioritate și... Nu s-a asigurat? Nu s-a asigurat, da. Dumneavoastră aveați viteză? Nu. A fost cineva rănit? Absolut nimeni. Proprietarul limuzinei și-a pus mâinile în cap când a văzut în ce hal a ajuns autoturismului de lux. El spune însă că șoferul său nu e vinovat cu nimic. N-a acordat prioritate Opel-ul de acolo aici la ceva și... Accident, neatenție și asta e, ce să mai... Mașina cui? Mașina cui? Zop făcută, motorul e făcut zop. E o mașină destul de scumpă. Da. Paguba câteva mii de euro? Nu știu, cred că da. Șoferul Opelului, din vina căruia s-a produs accidentul de circulație, dă vina pe un moment de neatenție. Ce s-a întâmplat? Nu l-ați văzut? Neatenția. Neatenția asta e? Da. Nu l-ați văzut când a venit de sus? Să băgă unul în stânga mea, ala a avut timp să treacă, nu a avut să mai trec. Muncitorii firmei de tractări auto s-au chinuit minute bune să tragă limuzina din șanț. Polițiștii și rutieri fac cercetări pentru a stabili cu exactitate în ce condiții s-a produs accidentul de circulație. Din primele cercetări este vorba despre o neacordare de prioritate din partea conducătorului autoturismului Opel. Nu au rezultat victime omenești. Se efectuează cercetări în continuare pentru stabilirea vinovăției. Reparația limuzinei va fi suportată de firma de asigurări.